Nu a reușit o dublă traversare așa cum și-a propus, dar și-a doborât propriul record în apele reci ale canalului Mânecii. Bibliotecarul Avramiancu din Petroșani nu a mai reușit să facă și cursa înapoi, dar a ajuns în Franța cu 2 ore mai devreme decât în cazul primei traversări și are astfel în palmares 2 reușite de a traversa canalul Mânecii. Motive legate de sănătate au stat la baza deciziei de a abandona cursa înapoi din Franța spre Anglia. Cu reușita din 2016 și cu cea din 2024, oricum sunt un înotător român care a traversat de 2 ori canalul Mânecii. Sunt fericit de faptul că delfinii, cele mai nobile ființe ale mărilor și oceanelor, m-au vizitat și au înotat alături de mine într-un dans superb, nesperat. E semnul suprem al binecuvântării divine pentru mine. Această victorie a traversării o dedic în exclusivitate, așa cum am spus, marelui nostru erou, Avramiancu, la 200 de ani de la nașterea sa. Am scos incredibilul timp de 15 ore și 30 de minute, adică cu 2 ore și 14 minute mai bine decât tânărul Avramiancu, care a realizat timpul de 17 ore și 54 de minute. Pe țărmul din Franța mi-am adus aminte de cuvintele fetiței mele celei mici, Adina, în vârstă de 10 ani, care mi-a spus așa: "Tati, te rog să te întorci sănătos." Cu aceste cuvinte în minte și analizând toate detaliile situației, cred că am luat decizia cea mai bună. În viață trebuie să luăm decizia cea mai bună și, până la urmă, această traversare va fi omologată. A scris imediat ce a ieșit din apă Avramiancu pe pagina de socializare prin care a ținut legătura cu cei care l-au urmărit.